dumneavoastră ne este foarte dragă mie și elevilor mei, pentru că din ea aflăm lucruri frumoase despre cărți. De exemplu, am aflat de la copiii de a 5, au aflat de la doamna Ioana Bot cât de important este să citești o carte a lui Sadoveanu, cum e Dumbrava minunată. Iar cei mari au aflat că nu numai eu le propun Proust, că Proust este cartea de căpătâi a domnului Horia Poenar. Și asta pentru că eu încerc să le predau elevilor mei valori, nu texte literare. Am adus trei cărți, una este a lui Victor Ieronim Stoichiță, Despărțirea de București, un mare om de cultură, descendent dintr-o familie de intelectuali, parțial clujeni, care e cunoscut pentru cărțile lui de istoria artei și de critică de artă, dar mai puțin cunoscut poate pentru povestirea Despărțirea de București, un text memorialistic. De aici putem afla, de exemplu, lucruri frumoase despre Victor Papilian, profesorul de anatomie, din atlasul căruia învață și astăzi studenții, și aș vrea să citesc un fragment din cartea lui Victor Ieronim Stoichiță. Bunicul tău ne-a ținut două lecții de neuitat, care au prilejuit niște dezbateri memorabile. Victor Papilian era în închisoare în perioada aceasta. Una despre marele anatomist al Renașterii, Andreas Vesalius, alta despre istoria noțiunii medicale de suflu, pneuma. Dar înainte de asta ne-a rezervat o surpriză. La sfârșitul unei zile deosebit de friguroase și dificile, munciserăm din greu să pietruim curtea din spatea închisorii, care era de-a dreptul înghețată, ne-a spus că, după el, puțină muzică ne-ar prinde bine. Spre uimirea noastră a interpretat atunci fluierând rondoul din concertul numărul 4 în re major de Mozart. Fără îndoială cântase bucata asta de multe ori în viața lui, dar cum trebuie, la vioară. Cred însă că de data aceasta o repetase de-a lungul chinuitoarei zile de muncă doar cu mijloacele pe care le mai avea la dispoziție, adică mental sau abia mișcându-și buzele. N-a greșit nicio singură notă și pot să te asigur, tinere, că a fost măreț. E important pentru copii să știe că ceea ce te salvează este cultura. Ceea ce ai în suflet, ceea ce ai în minte, și că nu facem școală doar pentru a învăța lucruri care poate nu ne vor folosi la nimic, ci lucruri care trebuie să ne schimbe pe noi ca oameni, să ne formeze ca oameni. De aceea le recomand să citească atunci când predau Ciocoii vechi și noi, la care mă opresc întotdeauna în clasa nouă, un mare roman românesc, să citească dintr-o altă carte despre Machiavelli, care a fost un mare om de cultură al Renașterii și care nu e doar o prezență negativă, așa cum pare să fie trimiterea din Ciocoii vechi și noi. Cartea lui Salman Rushdie, Seducătoarea din Florența, te învăluie, te uluiește, te poartă într-o altă lume. Și tot elevilor mei de liceu le recomand să citească Memoriile lui Peggy Guggenheim, ca să învețe ce înseamnă să fii un mecenă, ce înseamnă să dai, să împarți ceea ce ai pentru binele omenirii. Peggy Guggenheim este cea care practic a lansat arta secolului 20, o mare prietenă a lui Brâncuș, care se gândea că n-a avut bani destui, deși avea o avere uriașă, să cumpere pasărea în spațiu a lui Brâncuș și s-a mulțumit pentru muzeul ei din Veneția cu măiastră. Thank you.